Pentru că dacă vorbim așa, să vorbim așa, astea sunt două lucruri diferite. Am început să dansez de la 9 ani, din intenția tatălui meu, pentru că a spus că vreau să știi să inviți o fată la dans. Eu eram ca orice băiat, nu mi s-a părut foarte bună ideea, că îmi doream arte marțiale sau ceva ca e pentru băieți. Dansul nu este pentru băieți. Cel puțin așa credeam atunci. După 7 ani de dans sportiv, un prieten era cu mine în clasă, mi-a propus să hai cu mine într-un show ballet din Chișinău, care era acolo. Acolo au început să-mi dea multă informație, diferite stiluri de dans, nu doar ceea ce am făcut eu 7 ani. Am avut o performanță bună pentru că am venit acolo în luna mai și deja în august ne-au strâns așa frumos pe toți și m-au anunțat că, uite, de azi înainte, Iulian va fi solistul acestui balet, adică cel din prima linie. Și în Ucraina era concursul So You Think You Can Dance, pe atunci era cel mai puternic concurs de dans pentru dansatori în lume. Și din 50.000 de dansatori, mi-a surus norocul să ajung în top 20. Și eram unicul din Moldova și în general, adică pentru mine era foarte o mare performanță să ajung în top 20. Și asta a fost deja punctul sau șutul care m-a definit să fac o școală, să deschid o școală. Cel mai mare șut a fost din partea, pe atunci era prietena mea, acum este soția mea, care m-a întrebat, și ce mai vei face tu mai departe cu dansurile tale? Cred că trebuie undeva să avansezi, trebuie ceva să faci, nu e serios doar asta, să fie gata tu. Și mă gândeam, țin minte, că să fac service de mașini, pentru că sunt pasionat de ele, sau cu tot, mă gândeam la ce vrei, numai nu la ceea ce am făcut eu toată viața. Și taică-miu, adică tata, socru, m-a întrebat, dar ce poți face cel mai bine? Nu, deocamdată să dansez. Păi asta trebuie să faci. Și cred că în 2003, nu cred, cred că în 2013 am lansat prima școală. Vorbesc prima pentru că acolo avem două școli. În Chișinău. Sunt, mă rog, cele mai mari școli și, iarăși, ca să nu se-mi pun poziția mea, adică toți copiii noștri sunt campioni naționali și în Europa, deja tot la campionatele europene, tot acum mergem spre locul întâi. Eu, cu echipa mea, am hotărât să le spunem că e important ceea ce faci, să o faci la maxim și cel foarte bine, adică cel mai bine. Și am mers pe altă cheie și le-am spus că dacă mergem la concurs, trebuie să mergem să câștigăm, nu să participăm. Pe lângă concursuri, organizăm două spectacole pe an cu tematică de iarnă și în primăvară, cartea de vizită Black and White. Ce înseamnă Black and White? Adică tot profesorii își adună toate grupele și fac diferite stiluri de dans, pentru că suntem o școală universală de dans, nu ne axăm doar pe un singur stil. Și plus, la toate, fiecare profesor cu blocul lui își demonstrează performanțele împreună cu copiii săi. Premiile sunt multe, într-adevăr, dar de fapt cel mai mare premiu pentru mine și echipa mea este copiii. Copiii care au crezut în noi, părinții lor, mulți vin și spun că eu vreau să danseze bine. Bun, peste un an vorbim, sau peste o lună, fiecare copil avansează diferit. Chiar, într-adevăr, la fiecare spunem că poate să danseze oricine. E vorba de timp. Cineva face performanțe într-o lună, două, cineva face performanțe într-un an. Asta e diferența dintre noi, pentru că omul, de fapt, și-a demonstrat că poate să aibă performanțe în orice. În orice domeniu, dacă într-adevăr își dorește chestia asta. Eu de mult mă gândesc la o școală în București, doar că nu vedeam de unde să încep, cum să încep, pentru că este nevoie de investiție, este nevoie de susținere, chestii și așa mai departe. Și un prieten îmi spune de concursul de la Raiffeisen. Eu zic, de ce să nu încerc? Nu am nimic de pierdut. Prima fază am trecut, a doua fază am trecut-o, când am mers la interviu în fața tuturor, am prezentat, au zâmbit, mă rog, au fost foarte prietenoși, dar zic, nu cred până nu aflu rezultatul. Când deja ne-au sunat, au spus că da, sunteți ok, ați câștigat, veți primi acreditarea.
deja mi-am spus că gata, nu, cred că Dumnezeu mi-a dat toate semnele că gata, acum e timpul să începi, să mergi înainte și să-ți urmezi visul.